Un blogger american a murit în arest în Ucraina după jumătate de an de detenție. Gonzalo Lira a fost arestat sub acuzația de răspândire de propagandă pro-rusă. Bloggerul a făcut mai multe comentarii la adresa președintelui Volodymyr Zelensky și a declarat în repetate rânduri că atacurile Rusiei asupra Ucrainei reprezintă una dintre cele mai strălucite invazii din istoria militară. Informația privind decesul bloggerului american în arest în Ucraina după o detenție de 6 luni a fost confirmată de Departamentul de Stat al SUA. Anterior, fostul jurnalist american Tucker Carlson, concediat de Fox News, a făcut public acest aspect. Carlson era un susținător al lui Gonzalo Lira, alături de Elon Musk, ambii descriindu-l ca pe un prizonier politic pedepsit pentru exercitarea libertății de exprimare și criticarea președintelui Zelensky. Carlson a menționat pe Twitter că, în ciuda cetățeniei americane a lui Lira, administrația SUA a susținut clar închiderea și torturarea sa. În decembrie, Musk a exprimat nemulțumirea față de detenția lui Lira și l-a menționat pe președintele Joe Biden în postările sale de pe Twitter. La 1 mai 2023, Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a arestat pe youtuberul american Gonzalo Lira la domiciliul său din Harkov, Ucraina, sub acuzația de răspândire de propagandă pro-rusă. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu în timpul procesului său. În vara trecută a fost arestat din nou după ce ar fi încercat să fugă din Ucraina în iulie, conform informațiilor din presa ucraineană. În timpul tentativei de evadare, Lira a făcut publice acuzații, inclusiv că a fost bătut de alți deținuți la indicațiile autorităților ucrainiene și că SBU i-ar fi extorcat banii. Gonzalo Lira s-a făcut cunoscut pe YouTube pentru videoclipurile sale despre relații, opinii controversate despre femei și sfaturi de viață. După invazia Rusiei în Ucraina, a început să abordeze subiecte legate de război pe platforme precum YouTube, Telegram și Twitter. Bloggerul a negat acuzațiile de crime de război ale Rusiei, caracterizând invazia Ucrainei drept una dintre cele mai strălucite invazii din istoria militară. El a denumit guvernul Zelensky drept un regim neonazist, iar pe președinte l-a numit capul de cocaină al Kievului, conform informațiilor de la Business Insider. Lira a postat de asemenea videoclipuri în care îi insulta pe soldații ucrainieni, încercând să le dezvăluie identitatea și apoi le-a distribuit pe rețelele de socializare. Gonzalo Lira locuia de mulți ani în Harkov, Ucraina, fiind căsătorit cu o ucraineancă și având dublă cetățenie, americană și ciliană.